să fac o afirmație de genul că se circulă bine, cred că e puțin cam mult. Dar pot să spun că se circulă. Și noi facem tot ce putem să se circule cât mai bine, dar totuși în condiții de iarnă. Nu putem să oferim condiții de vară, asta e clar. Important e să nu avem străzi închise. Adică noi permanent trecem cu așa. Și dacă ar fi să dau un mesaj, aș prefera și aș ruga pe cei care își fac loc să iasă cu mașinile să facă tot ce pot să nu mai dea zăpada în stradă. E adevărat că unele situații n-au unde în altă parte. Dar haide să încercăm că dacă noi o dăm pe margine și după aia se dă cu lopata în stradă înapoi, până la urmă, chiar dacă avem nevoie să ieșim fiecare cu mașina din parcare sau, mă rog, aveți posibilitatea să interveniți și pe trotuare? Până la urmă, trebuie să circulăm pe stradă. Aveți să interveniți și încercăm, încercăm, mai ales în zonele cu metrou, deci accesurile la metrou, la stații, și asta și vreau acum să mergem, să ne asigurăm că am văzut, de exemplu, când trecem cu plugul, se dă zăpada chiar în stație. Și acolo o să intrăm, mai ales cu astea mici, să verificăm toate stațiile de autobuz, să încercăm și accesul la metrou. Deci în prezent, în ceea ce privește bulevardele principale, nu aveți niciun bulevard, nu știu, sau ceva, o stradă care să nu se poate... Preocuparea noastră este, sunt bulevardele, în mod evident că sunt arterele principale, dar să știți că dificultatea noastră nu e pe bulevarde. Dificultatea noastră e pe străduțe și noi acum încercăm acolo să ne concentrăm. Evident că nu lăsăm nici bulevardele, uitați! Deci, dar e mult mai dificil să intervenim pe străduțe decât pe bulevarde. Și noi acum lăsăm la o parte faptul că mergem în continuare, dar să știți că sunt utilaje diferite. Sunt utilaje de bulevarde, de bulevard, și sunt utilaje de străduțe. Cam câte utilaje intervin? În 56 de utilaje avem permanent, deci non-stop.